mulți dintre noi de aici și știu ce înseamnă asta ca să poți să ridici la acest grad de cultură un brand al unui popor. Și romanța e brandul unui popor. Ce înseamnă romanță? Sensibilitate, frumusețe, tragedia unui suflet care își găsește până la urmă o reușită în viață, în sfârșit, adică... Este tot ce exprimă mai frumos, mai curat sufletul unui popor. Și atunci, acum să nu-l sprijinim. Mulțumim foarte mult și le urez tuturor, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, mult succes. În primul rând, doamnei Mavrovici și domnului, și ce să mai fie, și tânărul care ne mai pomenim, să vă ajute Dumnezeu și să ne mai vedem și peste 50, pentru că am trecut 50, nu. Peste, îl vedem, da. Numai bine.